Domnule Selianion, haideți să vedem concret, pentru că v-am urmărit activitatea în perioada precampaniei, am văzut tot timpul pe Facebook și nu numai dumneavoastră, și ceilalți contracandidați axează mai mult pe ce nu s-a făcut în Constanța, dar nu știm programele electorale ale contracandidaților. Concret, Selianion, care este programul lui electoral? Corect. În data de 11 mai, hai că mâine, 11 mai, ora 17, are loc lansarea candidaturii la sala Jean Constantin. Îi invit pe toți susținătorii să vină, să ne întâlnim, să discutăm, să vizioneze această deschidere și să vadă ideile principale pe care le vom dezbate în tot decursul acestei campanii electorale. Programul pentru Constanța se numește Constanța contează. Nu întâmplător, pentru că în ultimii ani de zile, în ultimii mulți ani de zile, din păcate, constanțenii nu au contat. Părerea constanțenilor nu a contat pentru administrația publică locală. Că a fost PSD, că a fost PNL, același lucru. De data asta, în urma discuțiilor pe care le-am avut timp de peste 2 ani de zile, noi am început acest program door-to-door, adică din ușă în ușă, am vorbit cu foarte mulți constanțeni în toate cartierele Constanței, au rezultat unele doleanțe, unele chestiuni care sunt necesare pentru acest oraș. Nu toate sunt proiecte de mare amploare. Sunt chestiuni medii, unele sunt de dimensiuni mai mici, ca talie de proiect, însă sunt chestiuni care îi dor foarte, foarte mult pe constanțeni și care trebuie făcute. De aceea programul nostru Constanța contează se împarte în două mari părți. Una se referă la întregul municipiu și partea a doua se referă la proiectele propuse de constanțeni pentru fiecare cartier în parte. Concret, dați-mi niște nume de proiecte din programul dumneavoastră electoral. Primul capitol se referă la educație. Așa cum spuneam mai devreme, nu s-a construit în Constanța ultimilor 30 de ani nicio școală, nicio grădiniță, nicio creșă nouă, absolut deloc. Se reabilitează acum unele dintre ele pe fonduri PNRR, pe proiectul conceput de Cristian Ghinea, ministru USR, da? Să fie foarte clar. Este inadmisibil tu ca municipiu mare, te pretinzi un oraș de talie europeană să nu construiești în ultimii ani așa ce v-am spus, unități școlare noi, școli, grădinițe, creșe. Dimpotrivă, se demolează în Inel 2, pe Alea Topolov, o fostă creșe care ar fi trebuit refăcută din temelii, de la zero. Trebuia să se refacă acolo, este o mare nevoie de locuri de creșe și de grădinițe. Am identificat aceste nevoi, vom construi o grădiniță la veterani, o școală și o grădiniță, am identificat și terenurile în cartierul Compozitori, acea grădiniță, acea creșe despre care vă vorbeam, pe Alea Topolog. Lângă, unde este un loc de parcare foarte mare, se poate face și avem acest proiect de a ridica o parcare supraetajată pe structură metalică. Aceasta, nu mai intru în infrastructura sportivă. Deschidem curțile școlilor pentru copii și în afara orelor de curs și amenajăm acele curți ale școlilor cu terenuri sintetice pentru ca acești tineri, copiii noștri, să se poată juca nu printre mașini în Constanța, ci în niște locuri sigure. Avem alocată și o sumă pentru asigurarea pazei în școli, pentru că ni s-a refuzat acest proiect de către actualul primar. Sunt și alte proiecte legate de învățământ, dar trec la partea dureroasă, traficul infernal din Constanța, dat peste cap în mod absolut. Acolo avem propunerea, pe care am susținut-o cu tărie, de a edifica o parcare subterană sub platoul de la Casa de Cultură. Este foarte important să avem în acea zonă o parcare subterană. Ați vorbit cu specialiștii pentru acest proiect sau e doar așa la stadiu de vrem să facem? Ne-am consultat și cu specialiști.
în urma presiunii publice pe care am făcut-o în ultimul an de zile, ideea nu ne aparține, să fim foarte clari. Ideea a venit în urma unor discuții pe care le-am avut inclusiv cu locuitorii din acea zonă, unde actualul primar voia să le facă o parcare supraetajată în fața ferestrelor. Au ieșit oamenii aceia revoltați și s-au opus cu vehemență. Această idee a parcării subterane de acolo s-a impus, aș zice eu, și grație intervenției și susținerilor noastre, dar mai ales a locuitorilor din acea zonă. Și ea poate fi făcută, cu siguranță. Este nevoie, pentru că aceste proiecte presupun desființarea peste 1000 de locuri de parcare pe întreaga lungime a bulevardului Lăpușneanu și va deveni o problemă stringentă. Da, văd că vă tot uitați. Pe de altă parte, știu că vă grăbiți. Ne încadrăm fără probleme, vreau doar să mi-așez ideile, să ne încadrăm în timp. Pe de altă parte, problema traficului nu este atât de simplă. Două chestiuni punctuale voi face imediat cum voi depune jurământul. Este foarte important să asigurăm fluidizarea traficului și permeabilizarea acestui bulevard în două puncte. Mă refer la bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intersecție cu strada București și la intersecție cu strada Suceava. Cartierul Tomis Nord, unde este strada Suceava, are această mare problemă. Un cartier întreg trebuie să ocolească kilometri întregi pentru a ajunge la destinație. Este absolut anormal să se întâmple așa ceva. Pe de altă parte, la fel se întâmplă cu această zonă, intersecția cu strada București. Dar o problemă imensă a fost aceea în Constanța că nu s-a făcut un studiu de trafic la nivelul întregului municipiu, pentru că s-au făcut niște tentative de studii pe bucățele. Și traficul dintr-o zonă, prin stabilirea, aș zice, arbitrară a unor sensuri unice peste noapte, negândite așa, traficul dintr-o zonă a fost transferat în altă zonă. Și acele ambuteiaje s-au mutat dintr-o parte în alta și s-au agravat lucrurile. Ori constanțenii nu mai vor să vadă așa ceva. Eu nu sunt specialist în trafic rutier, dar un studiu la nivel de municipiu trebuie să existe, care să stea la baza deciziilor luate legate de sensuri unice, de giratorii, de semaforizare, de locuri de parcare. Altfel, facem cum a făcut primarul actual, pe genunchi stau eu și mă gândesc, cred că le știu pe toate, sunt mai deștept decât toată lumea și le fac din pix în birou. Nu așa se fac lucrurile. De fluidizarea traficului, apropo de acest subiect, primarul Chița, care în vedere șoseaua de coastă, dacă va rămâne primar, și chiar a lansat și aici o provocare la noi în studio să întâlnească cu ceilalți contracandidați să discute pe baza acestui subiect. Păi să vină. Subiect. N-a spus, inițial a spus că acceptă provocarea pe care am lansat-o, să avem o dezbatere, după care tot domnia sa zice că s-a răzgândit pe acea sintagmă deja consacrată care vine din partea domniei sale, numai proștii nu se răzgândesc. Cum adică să nu avem o dezbatere? Cum adică tu în 2020 și dacă după... Dacă mi-aduc aminte, nici noastră în 2020 nu ați vrut o dezbatere cu domnul Chițac. Am vrut să avem cu toți o dezbatere. Eu vorbeam strict de domnul Chițac. Eu spun să avem toți candidații cu șanse reale. Am spus să am cea mai mare șansă să vină și pe să... N-am o problemă să vină, dar să vină în primul rând primarul actual, pentru că dumnealui trebuie să răspundă la cele mai importante întrebări și fuge să dea aceste răspunsuri. Nu le dă, pentru că nu le are. Asta este problema și de asta nu acceptă. Sigur, în 2020, domnul Chițac spune altceva. Cred că și înainte de alegeri, dar după alegeri, spunea că acolo ar trebui amenajată o promenadă. Noi spunem de ani de zile că mai degrabă decât o șosea de coastă, da, deschisă accesului mașinilor, ar trebui să avem o zonă pietonală, o zonă amenajată, o zonă care să aibă de-a lungul ei și terase, și facilități, și acces din partea publicului. Trebuie să avem o asemenea promenadă. Nu mai avem decât în puține locuri din Constanța o asemenea promenadă. Poate ar fi bine să acceptați provocarea, să vă întâlniți la aceeași noastră. Poate ar fi bine să accepte domnul Chițac provocarea, pentru că dumnealui a refuzat-o. Eu accept fără discuție
Și dimpotrivă, eu i-am lansat provocarea, vă rog să vă reamintiți acest lucru. Pe de altă parte, indiferent ce cred eu legat de șoseaua de coastă sau de ce crede domnul Chițac, foarte important este să ascultăm ce vor constanțenii. 70% dintre constanțenii cu care am discutat au spus că vor mai degrabă promenadă decât șosea de coastă. Acolo șoseaua de coastă ascunde și niște interese imobiliare, dar nu intrăm în toate detaliile. Important este într-o astfel de discuție foarte, foarte, foarte importantă pentru municipiu și pentru buget, este să consulți și constanțenii. Facem o dezbatere, dacă este nevoie, facem și referendum local, pentru că această participare, da, este un proiect capital pentru Constanța și odată ce te-a pus să faci, nu, cum spunea candidatul PSD, facem pe bucățele, mai întâi o promenadă, după aceea mai adăugăm, mai vedem, nu faci pe bucățele. Gândești înainte și după aceea te apuci și bagi scavatoarele, pentru că e vorba de sume mari de bani, este vorba despre un proiect care, la un moment dat, eu cred că se va realiza într-o formă sau alta. Eu personal sper să avem promenadă, nu șosea de coastă. În orice caz, acolo trebuie edificat ceva. Să lăsăm ani de zile de acum încolo, așa cum este acum, nu e în regulă. Trebuie să facem ceva acolo. Ori promenadă, ori șosea de coastă.